Două reguli care eu le-am învățat doar după o zi călătorind cu fetele. Prima este, nici de cum să nu le permiteți să leagă locul de înoptare, de campare, ca să dormiți ca mine prin pietre. Și a doilea, trebuie să vă treziți la ora 6 dimineața, să le puneți să strângă hainele lor de echipamentul, tu îți duci, te culci cam până la 9 și când trezești, tot e gata. Din nou, stăteți ca mine cu rucsacul gata și o să așteptați încă 2 ore până când ele se strângă. Așa se începe a doua zi de călătorie. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality, whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. Am ajuns în rezervația științifică sau peisagistică la castel, am trecut printr-o pădure foarte frumoasă și am ajuns acum la râul Racoveț, care este în valea, că acolo se finisează pădurea și se începe râul. Suntem lângă râul Racoveț, iar în urma mea peste deal este satul Gordinești. Și vreau să spun că este un râu destul de puternic. Puține râuri în Moldova care au așa putere, aproape toate au săcat. Râurile astea mai mici, însă aici este un râu care m-a uimit. Nu este mare, dar uimitor că este. Prima dată când am auzit de această rezervație mi-a fost straniu denumire ei, La Castel, e o denumire deosebită și nu puteam să înțeleg de unde a provenit această denumire. Mi-a povestit că se numește La Castel deoarece înainte, undeva ca pe acolo pe sus, poate mă greșesc, anume în acest teritoriu, se afla un castel. Asta a fost de mult, l-a întrebat, dar se cunoaște prin ce perioadă, el nu cunoștea date precise, îmi spune că asta a fost de mult, presupun prin epoca medievală, eu presupun asta, dar părerea mea, n-am citit nimic, doar din cuvintele pădurarului. Și mi-a spus că în prezent aproape n-au rămas urme de la castel, însă cei care știu, sunt niște scări, niște o bucată de fundament, acolo unde s-a aflat castelul. Și de aici și probabil a provenit denumirea La Castel. Things that you're feeling, capture your body, get your best side, breathe in the world, fake us a smile, walk in the lines, fine, but I hope one day you'll break through. Noi încă suntem în rezervație, grupa merge foarte încet, extra încet. După măsurile mele, eu am crezut că noi vom putea pe zi măcar merge vreo 10-12 km, însă noi astăzi am parcurs de la ora 12 până acum poate 4 km, asta este pentru mine un șoc. Și aici, lângă râul Racoveț, lângă Gordinești, am găsit un loc de camping super tare. Care numai decât, dacă doriți un loc frumos să vă acampați lângă un râu, lângă niște stânci, lângă o pădure, nu știu dacă găsiți un loc mai frumos, și acum vă-l arăt și vouă. Locul chiar este pitoresc, chiar este de top. Nu știu cine a amenajat această locație, însă ea arată extraordinar. Eu m-am drăgostit, adică eu aș dori, nu știu, ați rămânem, nu ați rămânem, aș dori astăzi să mă campez aici. Însă uitați-o. Oamenii au ars pământul. Așa să nu faceți. Este alături căsuță. Căsuța are sobă, are plită, cuptor, tot. Are tot, numai ieși așa astea la măsuță. Uitați-vă ce frumos amenajat. Eu mă uimesc.
Însă oamenii au dorit să ardă pământ. Nu cine poate să facă? Nu asta și e, că spuneți, nu cum poți și tu așa porcos, uite, acolo o ars, aici o ars, aici o ars, nu? Păi arde un loc dacă ești așa. Și vreau să vă arăt, este podișor, tot este extraordinar, însă eu consider că avea să fie și mult, mult, mult mai atractiv dacă avea să fie de lemn ca această căsuță, însă este de fier. Această rezervație chiar este unicală, eu cu mare interes o descoper, foarte impresionant arată toți acești bolovani de-a lungul râului care probabil au căzut de acolo de stânca de sus și sunt uimit cum am scăpat eu așa ceva Moldova, însă dintr-o parte și mă bucur deoarece am încă ce descoperit în această țărișoară micuță și este foarte bine deoarece cât mă plimb atâtea impresii obțin. Ne-am pierdut în păduri și acolo am cheltuit foarte mult timp. De acum e toamnă, se întunică foarte rapid și noi am ajuns la locul unui grot, de aici este o stâncă foarte înaltă și la o bucată de noapte căutăm grota, așa că iată, ne pornim. Am găsit o cărușă, Ina cu fiica s-a dus înainte, Bianca. Ina este un mare fan de grote și ea dorește să nopteze în el. Văd că aici este ceva o peșteră. Și așa călătorim din pila. Și noi căutăm acum grota. Sperăm că cărarea aceasta ne va duce sus. Am lăsat sus echipamentul. Și dacă ați primeați că este ok, eu oricum doresc să înaptez sus, eu nu sunt fan de peșteri, de grote. Нашли что-то? GPS-ul spune că noi suntem aici. Și noi ne aflăm aici, grota este mai jos. Probabil am găsit. Am trecut înainte. Oh, nici nu se vede. E că acesta este grotul. Foarte înalt. Acum telefonul întuneric nu filmează aproape nimic. Dar eu sunt convins și după hartă că arată că este grota. Așa că la o bucată de noapte, aici chiar pareți scris ceva. Cuș. D-E. D-E-Z. D-E-E. Am își găsim rău. Так, около мы есть еще Зилы, Анна, Чинч, Б. Еще как в фильме, что каут, он код чего. И на инсистации гасим грот, а ну я гасит его. Аста есть обиня, я принят скопу. И ам ажунс пына ла пункту финал, кар лам пус. Аша кэ не видим в următор эпизод, дар ю масу Иисусом пункт кортл.